Miracole din viața mea, de John Lookbrook. Opoziția avansează cu lucrarea. După aceea ne-am mutat cortul la Hallsburg, dar n-am continuat în același timp și întâlnirile de la Piner. Aici ne-am trezit cu opoziție dintr-o sursă neașteptată, părinții și rudele unora dintre convertiții noștri. Jackson Ferguson era unul dintre admiratorii școlii Monroe. După ce a obținut un răspuns favorabil de la un al doilea administrator, a anunțat o întâlnire acolo pentru următorul sabat. În timp ce mă îndreptam spre școală, de vreme în dimineața de sabat, am trecut pe lângă un bărbat care mergea la Santa Rosa cu o încărcătură de lemne. Acesta mi-a strigat: "Frate, vei avea probleme astăzi. Bătrânul domn Morton nu te va lăsa să intri în școală." Am dedus încărcătura mea de lemne, dar mă voi opri și voi vedea cum iese totul. Când am ajuns la ora 10, mi-am legat calul în spatele clădirii și am intrat. Doar femeile erau înăuntru, bărbații erau cu toți în stradă și vorbea cu domnul Morton, care era atât de agitat încât nici nu m-a văzut intrând. El spunea: "Lookbrook nu va intra în această casă astăzi." "Dar el este deja acolo," a râs unul dintre bărbați. Auzind acestea, Morton s-a repezit înăuntru, m-a prins de braț și a strigat: "Ieși din casa asta, mincinosule, hoțule, hulitorule!" M-a tras pe ușă și m-a împins în stradă. "Ce vrei să spui cu aceste acuzații?" l-am întrebat pe bărbatul furios. El a răspuns: "Ai mințit spunând că cei răi vor fi arși cu tot cu rădăcină și ramură." "Acestea sunt cuvintele din Maleah 4:1, i-am răspuns calm. După aceea a spus: "Ești un hoț, mi-ai furat fiul. Învățătura ta că sufletul nu e nemuritor este o blasfemie." Când am făcut referire la câteva versete, el a început să-și învârtă bastonul peste capul meu, ca și cum ar fi vrut să mă lovească, și a strigat: "Ești un mormon." Unul dintre bărbații care stăteau și priveau de pe margine a început să-și scoată haina spunând: "Frate, lasă-mă să mă ocup de omul ăsta, nu ar trebui să te abuzeze așa." "Păstrează-ți haina pe tine," le-am spus. "Și el de fapt ne ajută mai mult decât ne rănește." Încă terenul școlii se afla un crâng de stejari înfrunziți, dintre care unul avea ramuri întinse, oferind umbră pe o distanță de 18 metri. Oamenii noștri s-au adunat și s-au așezat pe iarbă sub acest copac pentru serviciile de sabat. Opoziția domnului Morton a făcut să fie posibilă să avem propriul nostru loc. Proprietarul celor două loturi pe care fusese întins cortul ne-a dat proprietatea terenul, oferindu-ne și 500 de dolari. Mulți au promis donații în numerar, iar un constructor s-a oferit să supravegheze ridicarea clădirii. Din moment ce școala Piner fusese întotdeauna deschisă pentru slujbele religioase, am anunțat că următoarea întâlnire de sabat va avea loc acolo, neștiind că ne vom confrunta cu o nouă opoziție din partea domnului Peuc, tatăl a două persoane recent convertite. Peuc împărtășea și el părerea lui Morton, cum că am fi mormon. După ce l-am asistat pe fratele Bordeaux la întâlnirea din Hallsburg, din timpul săptămânii m-am pregătit pentru slujba de sabat de la școala Piner. Soția mea mi-a spus: "Sunt foarte convinsă că vom avea necazuri. Mâine o să vin cu tine." În dimineața de sabat, din data de 19 iunie, am înhămat calul la trăsurică și ne-am dus la doamna Skinner, unde am sosit la ora 7 dimineața. Aici am aflat că domnul Peuc bătuse în cuie ferestrele și ușile școlii spunând: "Lookbrook nu va intra din nou în acest loc." De asemenea, ascuțise un cuțit mare de măcelar și pregătise o bâtă lungă ca să mă pândească și să mă ucidă. După micul dejun, l-am văzut înarmat cu cuțitul și cu bâta, trecând pe lângă casă și mergând pe drumul pe care tocmai venisem din Hallsburg. Bineînțeles, nu ne aștepta până la ora întâlnirii. I-am spus doamnei Skinner: "Sper că se va distra pe drum, așteptându-mă." La întâlnire, am vorbit din Filipeni 3:14. "Alerg spre țintă, pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu, în Hristos Iisus." Aproape de finalul predicii, domnul Peuc a intrat în curte. A văzut că ceva nu mergea bine cu planurile lui. Am anunțat o întâlnire în același loc pentru următorul sabat, după care am încheiat serviciul divin. După aceea, bărbații au format o barieră în jurul bărbatului supărat până ce am plecat de acolo. În săptămâna următoare, domnul Peuc a mers la un tribunal ca să facă o plângere împotriva mea și pentru a cere să nu mai predic. Dar judecătorul, după ce a aflat despre amenințarea pe care o făcuse la adresa vieții mele și despre închiderea ilegală a școlii, i-a spus: "Domnule Peuc,
Du-te acasă și taci, căci prin acțiunile tale te-ai expus urmăririi penale. Fiți binecuvântați! Domnul cu voi!